Bună ziua! Sunt Ionel de la Berindei, de la Apisines. Domnul Claudiu, mulțumesc frumos de aprecieri și de încurajări. Sper că acum să se audă mai bine. Folosesc un telefon, un aparat foto mai vechi și sper sunetul să fie mai de calitate. Telefonul meu încă așteaptă piese de să vină de la mama lor și încă nu l-au reparat. Cu scuzele de rigoare vis-a-vis de calitatea sunetului, mă strădui să realizez că se poate. Pentru domnul Liviu și nu numai pentru domnul Liviu, discutam despre ideea de a întări roi care sunt făcuți mai slabi. Aici a fost, unde este cutia de multietajat, a fost familie, 10 rame de albine, 10 rame de miere și este un F2 în ea, o regină de F2, într-un schimb liniștit. În general, constatarea mea a fost că anul acesta standul de finisori, și aici a fost unul din cei mai buni finisori, finisorul 1 și finisorul 2 ca și performanțe, au schimbat regina. Au schimbat regina. Și cum regina care este numai reprezintă interes pentru mine, familia se destructurează și se întărez roii. Cum am procedat? Pur și simplu, ramele cu puiet au fost măturate în 2-3 cutii de genul acesta, în cutii venind doar rame cu miere, din cele 2 sau 3 familii care le destructurez, și după care încep să iau ramă cu ramă și să atașez lângă, în interiorul roiului, lângă ramă cealaltă exterioară la 2 cm cel mult. Fac acum peste 2-3 ore alta, iar până sfârșitul zilei mai introduc încă o ramă. Și în felul acesta vom întări roii respectivi. Așa purced. Urmează să verific și acele 3 familii, să vedem dacă situația lor vis-a-vis de schimbare, că și ele au finisat, este ok sau și-au păstrat regina. După ce am trecut de a structura și a întări roii, trecem la a marca ultimele regine, a le evalua și a le pregăti dacă corespund pentru livrări, pentru roi în care avem de schimbat măci, care nu vor fi pur și simplu strivite de leaț. Da. Cam atât la Berindei, o vreme frumoasă, încă călduroasă, badie vântul și asta o face plăcută și ne continuăm să ne bucurăm de încă o zi bună de apicultură. Cu prietenie vă salută Ionel de la Berindei. La revedere!